Konnichiwa YouTube și bine v-am găsit cu un nou review aici pe canal. Vorbim astăzi despre Trek to Yomi, un joc japonez, un joc Calea Samuraiului, un joc care are mai multe endinguri, mult mai multe endinguri. După calculele mele, cred că jocul ăsta are undeva la peste 30 sau poate chiar 40 de endinguri. Dar înainte de toate vreau să vă spun că jocul ăsta este fantastic pentru categoria lui. Este un joc indie game, un joc 2D, un joc scrolling side, un joc, cum vreți voi să-i ziceți. Mie mi-a plăcut să-i spun un fel de Sekiro, un fel de Ghost of Tsushima 2D, pentru că ăsta a fost feeling-ul, coloana sonoră, ambientalul, povestea, credința, Calea Samuraiului, exact cum am zis înainte. Bun. Bun, haideți să trecem puțin la câteva detalii despre jocul ăsta, după care o să vă las un gameplay acolo ca să vedeți și voi cam cum arată jocul ăsta. În primul și în primul rând, ce m-a atras la jocul ăsta a fost prețul. Bineînțeles, ca și deținător de PlayStation Plus, acolo am avut o reducere de câțiva euro, așa că am cumpărat jocul la un preț final de 13 euro. Totuși, cei care aveți pe Xbox Game Pass, aveți posibilitatea să descărcați jocul gratuit pentru că el face parte din Game Pass. Ok, cât despre setările din jocul Trek to Yomi, l-am jucat pe o rezoluție 4K, se vede foarte bine, fiind alb-negru, am văzut acolo, cum să zic eu, contrastul ăsta, diferența de contrast extraordinar de mult între tot ce înseamnă culoare închisă și alb, da? Adică negru și alb. Easy, that's all. Avem acolo și ceva setări în care putem să facem blooming-ul sau să scoatem film grain-ul în condiții în care nu vrem ca jocul nostru să arate chiar atât de old school. Știți voi, efectul ăla cu purici pe ecran. Am început să joc jocul cu film grain-ul, dar la urmă am scos opțiunea respectivă ca totul să fie foarte clean. Cât despre acțiunea jocului și gameplay, încep ca un novice, începi, te duci pe urmele unui samurai, deși samurai îți zice să rămâi însă tu, să ai grijă de fica lui, de acolo vă las pe voi să mergeți mai departe. În cele din urmă reușim să creștem, să avem mai multă forță, mai multă putere, dar și inamicii sunt pe măsură. Jocul are un gameplay între 5 și 8 ore, în funcție de calea pe care voi o alegeți, oricât spoiler v-aș da eu aici, în review ăsta, sau aș încerca să vă dau spoiler, cu toate astea n-aș rezolva nimica, pentru că exact cum am zis, jocul are undeva la 30 de endinguri și de la jumătatea jocului trebuie să alegi niște căi și în funcție de cum alegi căile alea, jocul ia total într-o altă direcție. Bun, dificultatea lui este oarecum simplă, tot ce trebuie să cauți, trebuie să fii atent să-ți găsești rune care să-ți dea viață, rune care să-ți dea stamina mai multă, da? Să-ți dea increase la bara de viață și bara de stamina, trebuie să fii mai puternic, trebuie să fii foarte atent cu timing-ul de parry, da? În momentul în care te bați cu diferiți adversari, pentru că unii atacă mai rapid, alții atacă mai slow, dar mai puternic, alții vin cu magic damage și magic, tot felul de creații, în fine, japonez, tipic. Am terminat jocul, cred că undeva în 7 ore eu, dar într-adevăr, în unele puncte m-am chinuit, așa am stat și jumătate de oră ca să trec mai departe, pentru că ai dificultatea de story și ai dificultatea de story and sword, aia înseamnă că și fighting o să fie puțin mai diferit. Și mai era încă o dificultate Katsume sau de ceva de genul care, pur și simplu nu puteam să o selectez. Cred că este un fel de New Game Plus, deci după ce termin jocul, selectezi ultima dificultate și îți mai dă, nu știu. Anyway, boss fighting-ul foarte fain, ești foarte puternic, trebuie să ai foarte mare atenție la stamina și cam atât, nimic altceva. Pentru mine jocul a meritat bănuții, a meritat să-l joc, am trăit, am luat Calea Samuraiului, mi-am dat licența în samurai, deci dacă acum am dai o katană în mână, s-ar putea să mă tai periculos pe mine. Anyway, ce să zic?
Îți las niște gameplay acum, dacă îți place ceea ce ai văzut, las un like, dacă nu un dislike, să vedem ce părere ai și tu de jocul ăsta, eventual vrei să lași un comment, de ce nu, să vorbim despre el, poate te interesează una alta, eu l-am jucat pe PlayStation 5 și a fost o experiență plăcută. That's all, vă las cu niște gameplay, it is what it is. L-am omorât! Ce? Mă mai ții minte, mă? Uite că fug cu săgeata în umăr. Și acum nu mai am săgeți. Oricum îl batem. Nu te-ai plictisit, mă. Hai, fă stamina. ¿Cómo es?